Un bărbat de 50 de ani din municipiul Brat, județul Hunedoara, a ajuns la spital duminică după ce a căzut de la balconul unei pensiuni din zona turistică Rânca. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că bărbatul, în timp ce se afla pe balconul unei camere unde se afla cazat împreună cu soția sa, pe fondul consumului de alcool s-a dezechilibrat și a căzut peste balustradă suferind leziuni. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În urma unei sesizări prin apelul 112, polițiștii s-au deplasat în zona montană Rânca, unde au constatat faptul că un bărbat de 51 de ani, ca urmare a faptului că ar fi consumat alcool, s-a dezechilibrat și a căzut de la terasa unei camere, aflate într-o pensiune unde se cazase împreună cu soția sa. În continuare, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.